Bună, Alexandra! Bună! Cum ești? Foarte bine! Spune-ne, te rog, ce înseamnă pentru tine șomer de 10 impro în 4 cuvinte? Nebunie, joacă, prietenie, eliberare. Unde vezi șomer de 10 impro peste 3 ani? Foarte departe! Visez să, ca șomer de 10 impro să fie invitat la toate evenimentele de comedie, să câștige festivaluri, să devină un brand. Șomer de 10 în momentul de față e doar un produs pe care l-am creat împreună cu colegii mei, la care țin foarte mult, dar care din păcate nu produce bani. Cam ca și cum se ia curent aici. Cum te simți ca singura fată din echipă? Mă simt foarte bine. Mă simt cel mai bine, mă simt în cadrul șomer de 10. Sunt foarte sigură că sunt fată. Unii știu că vreau să spune că ești al treilea pe anii. Ce părere ai despre asta? Nu știu dacă ar trebui să-mi exprim părerea, dar pentru că am o atitudine apreciativă la adresa bărbaților, respectiv băieților, băiețeilor, mă bucur. Da, la tot ce înseamnă regnul masculin. Bengos.